Conferințele pastoral-misionare de primăvară din Arhiepiscopia Timișoarei au început astăzi cu întrunirea preoților celor două protopopiate din capitala Banatului. Întâlnirea a avut loc la Muzeul Satului Bănățean din Timișoara. Întrunirea a fost precedată de slujba Acatistului Învierii Domnului, săvârșită în curtea Bisericii de Lemn, monument istoric din incinta muzeului, în prezența înalt preasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului. După îndemnul Părintelui Patriarh Daniel de a ne întoarce privirea spre satul românesc, iată că astăzi două protopopiate de la Timișoara au desfășurat conferința despre satul românesc aici la Muzeul Satului Bănățean. De asemenea, toate celelalte conferințe de la celelalte protopopiate se vor desfășura în localități sătești, în sate, unde vom încerca să punem în valoare oameni de cinste ai satului. Pentru că în primul război mondial, de exemplu, 95% din ostașii români din tranșee erau fii de țărani. Satul românesc a zidit într-un fel această țară. Și i-aș îndemna pe cei care ne privesc acum să-și întoarcă privirea de unde vin. Aproape toți am venit din satele noastre românești, unde mai întâi am frecventat cele trei academii ale satului românesc. Familia, școala și biserica, acestea au fost cele trei sfinte academii unde s-au școlit înaintașii și părinții noștri. Aici, în cadrul Muzeului Bănățean, există și o biserică, dar nu o biserică-muzeu, ci o biserică vie, pentru că credincioșii din această zonă toți participă la sfintele slujbe aici, la această biserică din Muzeul Banatului de la Timișoara. Au fost evocați aici un număr important de preoți, de învățători și de alți săteni care au avut o contribuție deosebită în păstrarea credinței, în zidirea de biserici, de școli, oameni care au scris, oameni care au lăsat urme adânci în cultura și știința românească. În prima parte a conferinței, academicianul Ioan Păun Otiman a susținut o prelegere despre viața satului românesc, care nu de puține ori a trecut în decursul istoriei prin momente dificile. Mă voi rezuma la câteva chestiuni pe care le-am trăit personal în satul românesc și mai cu seama pentru a scoate în evidență, pentru a prezenta părinților care înțeleg că cei mai mulți dintre dumnealor slujesc în bisericile din satele din jur, pentru că satul românesc, cu toate că în ultimul timp a început să facă oarecare pași spre mai binele oamenilor, totuși, cu toate acestea, satul românesc trece prin momente grele, a trecut și trece prin momente grele, chiar dacă în al preasfinția sa, atât de frumos, în încheierea pastoralei, spune: drept măritori creștini, în satul românesc au existat trei academii. Mi-ați spus și la conferința de la Academie. Familia, școala și biserica. Din punct de vedere spiritual, este exact cum ați spus în al preasfinția voastră. A doua parte a conferinței a fost dedicată personalităților din mediul rural, care au avut o contribuție deosebită în păstrarea și promovarea conștiinței naționale și ecleziale românești. Anul omagial al satului românesc, prin intermediul Arhiepiscopiei Timișoarei, în frunte cu înalt preasfințitul Ioan, a ajuns practic la micul sat al marelui oraș Timișoara, pentru că noi suntem micul sat din acest mare oraș Timișoara, lucru care nu poate decât să ne bucure, pentru că unde altundeva, atât preoții din Arhiepiscopia Timișoarei, cât și noi, slujitorii Muzeului Satului Bănățean, ne puteam întâlni într-un moment mai bun decât acesta. Conferințele pastoral-misionare ale preoților din Arhiepiscopia Timișoarei își propun în acest an să readucă în atenție lumea satului valorile culturale, populare și religioase pe care se fundamentează acesta.